Bună dimineața și bun găsit la Biu. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. Vin cu vești extrem de bune în această dimineață de aici, din Strasbourg. În plenul Parlamentului European s-a decis Victor Negrescu, invitatul meu de astăzi, este vicepreședinte al Parlamentului European și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă felicit totodată pentru această funcție. Bună dimineața și mă bucur și eu că, iată, România are din nou două persoane în biroul de conducere al Parlamentului European și că am fost votat vicepreședinte al Legislativului European cu aproape 400 de voturi, ceea ce dovedește faptul că atunci când te implici, iată, chiar dacă ești român, poți să fii susținut la nivel european și că, încă o dată, România demonstrează că poate să-și depășească limitele. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi, până la urmă? Faptul că dumneavoastră sunteți vicepreședinte al Parlamentului European. Cu ce se pot schimba lucrurile? Cred că este foarte important pentru România faptul că astăzi ocupăm aceste roluri importante în Parlamentul European. Pentru că legislativul Uniunii Europene reprezintă o instituție cheie în tot ceea ce înseamnă funcționarea Europei de astăzi. Și în contextul în care, în calitatea mea de vicepreședinte, o să fiu implicat în deciziile importante care sunt luate aici la nivelul Parlamentului European, automat România devine mai influent. Putem modifica, de exemplu, ordinea de zi, putem influența procesul legislativ, putem să ne asigurăm că mai mulți români sunt promovați în instituțiile europene. De asemenea, putem să ridicăm anumite subiecte de interes în raport cu celelalte instituții europene, fie că vorbim de Comisia Europeană sau Consiliu. Eu cred că este relevant pentru noi că am reușit acest lucru și mai mult decât atât va conta ceea ce vom face de acum încolo. Acum eu am această șansă să fac parte și din cele trei familii politice europene care guvernează în prezent Europa. Social-democrații, Popularii Europeni și Renew. În interiorul acestor grupuri luăm decizii importante, fiind un vicepreședinte în interiorul acestei structuri, automat sper ca influența mea să ajute și mai mult România atunci când avem subiecte de interes pentru cetățeni, pentru că asta îmi doresc, ca agenda Parlamentului European să corespundă mai mult cu așteptările legitime pe care le au oamenii de la noi. Doi vicepreședinți ai Parlamentului European, un președinte de comisie la dumneavoastră în grup, celelalte grupuri au vicepreședinți de comisii parlamentare, de asemenea coordonatori, vom vedea. Însă, în tot ceea ce înseamnă această structură a Parlamentului European, lucrează foarte, foarte mulți români și nu mulți dintre ei se află în funcții de conducere, cum sunt din alte state. E o zonă pe care o puteți influența? Da, îmi doresc că să avem mai mulți români în funcții cheie aici, la nivelul Parlamentului Șef de European. Unități. De altfel, sunt cel care a susținut promovarea primului român în funcția de director aici în Parlamentul European, prin prisma calității mele anterioare de chestor al Parlamentului European. Mi-am fixat acel obiectiv și într-un an am reușit să convin colegii că trebuie să se respecte și distribuția geografică a acestor roluri și iată, un român, ca urmare a unui concurs, a câștigat. Ceea ce e un lucru îmbucurător. Mai mult decât atât, noi trebuie să demonstrăm prin modul în care abordăm subiectele aici în legislativul european că, într-adevăr, putem să facem mai multe pentru Europa și că ideile noastre sunt unele care aduc valoare adăugată. Pentru că, trebuie să spunem foarte clar, astăzi există o diferență clară între europarlamentarii care înțeleg mecanismele europene și acei eurodeputați din România, cum este doamna Șoșoacă sau cei de la AUR, care au venit aici doar să facă scandal și eventual să primească un salariu. Ori eu cred că acum mai mult ca oricând avem datoria noi, cei care abordăm lucrurile cu profesionalism, cu seriozitate, să demonstrăm că de fapt noi contăm aici, că România poate să conteze, abordând lucrurile pragmatic, serios și cât se poate de concret, pentru că la finalul zilei, să știți, nu râsetele pe care le pot provoca un politician ajută oamenii și rezultatele pe care noi reușim să le avem prin prisma activității pe care o prestăm la nivelul instituțiilor unde suntem aleși. Sunteți la al treilea mandat de europarlamentar, dacă nu greșesc. Ați acumulat multă experiență în tot ceea ce înseamnă negocierile politice la nivel european. Vi se pare că avem în față un mandat complicat, dat fiind toate crizele pe care le-am traversat în ultima perioadă și felul în care arată acum care este structura noului Parlament? Am început al treilea mandat. Evident, am fost și în țară, cum știți foarte bine, ministru delegat pentru afaceri europene, cel care a pregătit președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Am avut și alte atribuții la nivel național. Am revenit acum pentru a treia oară și da, cred că următorii 5 ani sunt extrem de complicați pentru Parlamentul European, pentru Europa. Trebuie să livrăm. Oamenii au așteptări
foarte mari de la noi și își doresc ca Europa să îi ajute să trăiască mai bine. De fapt, despre asta este vorba. Agenda economică și agenda socială. Și aceste lucruri trebuie să fie clar spuse aici când legiferăm la nivelul Parlamentului European. De aceea, noi ne-am luptat foarte mult în această perioadă, de început de mandat, pentru a ne asigura că ocupăm roluri cheie în Parlamentul European. Președinția unei comisii, roluri importante în fiecare comisie de resort. Și pot să spun că Partidul Social Democrat a reușit de această dată să fie mult mai influent decât în trecut și cu sprijinul premierului României și să obținem funcții pe care anterior nu le puteam atinge. Ceea ce sper eu să conduc automat la această agendă economică și socială așteptată în mod legitim de români. Care este cel mai mare pericol din punctul dumneavoastră de vedere în acest început de mandat? Sunt mai multe subiecte de interes. Pe de-o parte, avem această bătălie care nu este doar ideologică între cei care vor ca Europa să funcționeze și cei care vor să distrugă Europa. Cei care vor să distrugă Europa sunt cei care susțin Rusia, care sunt susținuți de multe ori de Federația Rusă, direct sau indirect, și care, de fapt, doresc să fragmenteze continentul nostru și să ne izoleze pe fiecare dintre noi. Ori o Românie izolată ar fi o Românie care ar fi fragilă în fața Federației Ruse și eu nu-mi doresc lucrul acesta. Și în jurul acestei discrepanțe apar multe dezbateri. Dezbateri despre bugetul european, dezbateri despre politica de coeziune, dacă vom continua sau nu continua acest mecanism, dezbateri despre suportul pentru Ucraina, dezbateri pentru întărirea flancului estic sau nu. Adică sunt subiecte care sunt extrem de relevante, unele pot părea tehnice și da, oamenii care se uită la noi, ce fac parlamentarii europeni, se duc acolo pentru un salariu uriaș și nu fac nimic. Dar vă spun, un vot poate schimba decisiv modul în care funcționează Europa și poate la finalul zilei să destructureze acest proiect, care este unul fragil, dar unul de care avem nevoie, pentru că dacă vrem pace, stabilitate și dezvoltare economică, avem nevoie de o Europa care funcționează și respectă pe toți, pentru că și respectul pentru toate statele membre reprezintă o valoare esențială pe care trebuie să o promovăm mai mult aici, la nivelul instituțiilor europene. Apropo de acest respect, când spunem Schengen, frustrarea noastră este la cote maxime și este și normal, după ce am așteptat atâția ani, deși îndepliniserăm toate criteriile. Avem Air Schengen momentan. Când se rezolvă și restul? Se poate rezolva și prin influența pe care o aveți aici la nivelul instituțiilor europene? Cred că până la finalul anului putem să repunem acest subiect pe agenda Consiliului Uniunii Europene și să sperăm noi avem o decizie favorabilă în acest sens. Totul depinde și de alegerile din Austria și există la un moment dat o fereastră de oportunitate imediat după alegeri să încercăm să revenim cu acest subiect. E nevoie de o coordonare între noi aici în Parlamentul European și colegii noștri din țară, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Premierul României, pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Nu este simplu, dar în același timp toată lumea spunea că nu o să obținem Air Schengen și am obținut Air Schengen. Și acum există această oportunitate. Eu îmi doresc să mă ocup foarte mult de relația dintre Parlamentul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, mai ales că sunt cel care a promovat aici în Parlamentul European un raport prin care legislativul european poate ataca automat la curte atunci când se încalcă legislația europeană. Și aș vrea să pot să declanșez acest mecanism dacă eventual Austria ne va bloca în continuare, însă nu sunt singurul care poate lua această decizie. Trebuie să o iau în colaborare cu colegii mei din biroul Parlamentului European. Comisarul pe care România îl va da, cred că are de asemenea o greutate importantă, semnificativă aici la Strasbourg, la Bruxelles. Negocierile sunt încă în curs. Ce sperați să obținem? Așa cum l-ați auzit și pe premierul Marcel Ciolacu, intenția noastră este să obține pentru România un portofoliu care gestionează aspecte economice. Și sunt mai multe comisariate, aș putea spune, care se ocupă de acest aspect. Fie comisarul pentru economie, comisarul pentru bugete, comisarul pentru piața internă. Cred că România merită această oportunitate și cred că e și în interesul românilor ca noi să putem să influențăm deciziile în zona economică în așa fel încât să o ducem mai bine, să fim foarte concreți în acest sens, dar și să reducem disparitățile existente între statele membre. Pentru că astăzi, peste jumătate din ajutoarele de stat
oferite la nivel european sunt date doar de câteva state membre și automat se creează anumite inadvertențe pe piața europeană. Eu cred că vom putea să obținem acest obiectiv. Au fost deja discuții între premierul României și președinta Ursula von der Leyen, dar și cu ceilalți demnitari europeni, de exemplu cancelarul german Olaf Scholz. Cred că foarte curând o să știm exact care este portofoliul pentru România și putem să ne gândim și la o persoană. Cred că ne trebuie o persoană cu experiență în plan european, o persoană care se poate lupta pentru România și a dovedit lucrul acesta și cred că vom identifica persoana potrivită. Premierul României este cel care în mod legal... Premierul este cel care în mod legal poate face această nominalizare. Îmi închipui că are o listă în prezent, dar evident toate aceste lucruri vor depinde și de portofoliu și de discuțiile pe care le va avea ulterior, fie cu partenerii noștri din coaliție, fie cu colegii noștri din Partidul Social Democrat. Ultima întrebare sau ultima cerință la adresa dumneavoastră. Care este obiectivul principal pe care vreți să-l atingeți dumneavoastră personal în acest mandat? Îmi doresc ca Parlamentul European să devină mai funcțional, să fie mai deschis către cetățeni, să meargă către oameni, pentru că a apărut o discrepanță mare. Bruxelles și Strasburgul pare izolat de nevoile cetățenilor și asta îmi doresc, ca această instituție să se apropie de oameni cu o agendă mult mai clară, mult mai precisă, mult mai reală, mult mai bazată pe nevoile concrete ale cetățenilor. Cred că pot să fac lucrul acesta și la finalul zilei, atunci când vom merge pe stradă, pentru că trebuie să mergem pe stradă să discutăm cu oamenii, oamenii să spună, da, știu ce s-a întâmplat în Parlamentul European, știu ce au făcut eurodeputații români, știu că această instituție ne este de folos, ne este utilă și în continuare românii să sprijine proiectul european. Și cred că putem să facem lucrurile acestea fără să facem scandal sau să facem clipuri amuzante pe TikTok. Nu ne ajută cu nimic, nici clipurile amuzante pe TikTok, nici scandalul din Parlamentul European. Pe România ajută o abordare serioasă și profesionistă. Mulțumesc foarte mult, Victor Negrescu, europarlamentar PSD, SND la nivel european și vicepreședinte de acum al Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult. Continuăm discuția aici. Doi vicepreședinți ai Parlamentului European, vă spuneam, Nicu Ștefănuță, reprezentând Verzi aici la nivel european, este vicepreședinte din partea României și subliniez acest lucru. Ați candidat ca independent. Independent, dar nu singur. Am candidat cu o grămadă de oameni tineri și am luat aproape 300.000 de voturi, ceea ce este foarte onorant. Și, ceea ce are și surprinzător, acum... real ați fost surpriza acestei competiții, am vorbit asta da. Și în țară, așa cum surprinzător a fost și faptul că ați reușit să coagulați atât de multe voturi, astfel încât să ieșiți vicepreședinte din primul tur, vicepreședinte al Parlamentului European. N-aveau cum să vă voteze doar Verzi, trebuiau exact. Să vă voteze și celelalte partide. Și chiar vreau să zic din capul locului că mulțumesc și celorlalți români, europarlamentari români din delegațiile PPE, SND și Renew, care au votat pentru candidatura mea, chiar eu cred că e un semn de maturitate, că ne putem sprijini unii pe alții pentru roluri importante. Și eu l-am votat pe Victor Negrescu, bineînțeles. Mi s-ar părea, cum să zic, de prost gust să votez împotriva unui coleg că este din altă familie politică. Suntem într-o situație bună în care nu am mai fost până acum să avem noi ca țară doi vicepreședinți ai Parlamentului European. Ce veți putea face pentru România? Eu voi lucra pe temele pe care am făcut și campanie foarte multă. Criza locuințelor pentru tineri. Tinerii nu-și mai permit casă, nu avem suficiente locuințe sociale. O chirie este foarte scumpă în Cluj, în București, în Timișoara, în Iași, în multe din orașe. Creditele la bancă sunt foarte, foarte scumpe. Deci voi lucra pe această dimensiune care e foarte importantă și voi mai lucra și pe temele care sunt mie specifice, să zic așa, sănătatea mentală, decontarea terapiei în România, pentru că avem o criză de sănătate mentală, drepturile femeilor și oprirea violenței împotriva femeilor, garantarea dreptului la avort, multe din temele astea cu care am făcut campanie acasă. Transportul public, avem orașe sufocate, avem schimbări climatice care ne dau vremea peste cap, avem caniculă și furtuni nemaivăzute. Avem ce face.
E un mandat pe care îl începeți în aceste zile, un nou mandat. Sunteți pentru a doua oară europarlamentar, însă aveți și experiența de om care a muncit în zona administrativă, să spunem, a Parlamentului, și înțelegeți și felul în care se împart și funcțiile aici. Sunt mulți români în această clădire, de exemplu, nu însă toți ajung în funcții importante, în funcții de conducere. Puteți lupta și pentru asta? Da, deci funcția de vicepreședinte este și administrativă o bună parte și atunci trebuie să ne batem ca mai mulți români să fie dintre funcționari, să aibă funcții de top, să fie aibă funcții de conducere. Mie nu-mi place retorica unora din politică care dau vina cumva pe Bruxelles, uitând că și noi facem parte din această mașinărie, din acest mecanism. Iată că avem doi vicepreședinți, 33 de europarlamentari, un comisar, un vot cu veto în Consiliu, adică nu suntem chiar a șasea țară ca sărachii Europei, să zicem așa. A șasea țară, nu? Dacă ne uităm la numărul de europarlamentari, a șasea țară din Uniunea Europeană. Ar trebui să ne purtăm ca atare, adică ar trebui să ne gândim și noi mai mare cumva, că suntem puternici. Da, dacă ești competent, adică nu ți se va da automat și nu ți se va da la milogeală, ți se va da dacă știi să negociezi, să obții lucruri. Mandatul trecut a fost unul complicat. Pandemie, criză energetică, războaie. La un moment dat, cu toții în emisiuni, știți, oare că ce discutam... Vine, exact, lăcuste, oare ce mai vine? Da. Oare ce mai vine în acest nou mandat? Ce fel de așteptări aveți? Eu sunt destul de sceptic așa ca om, pentru că citesc multă istorie și cred că nu va fi o binecuvântare pentru noi mandatul ăsta. Va fi un mandat foarte greu. Și cumva chiar sper să avem la cârma țării și aici oameni înțelepți care să poată să ducă vremuri grele care vin. Mă aștept ca situația internațională să se înrăutățească, nu să se îmbunătățească. Vom avea un președinte Statele Unite care uneori nu prea e clar în privința NATO, deci vom avea niște provocări destul de mari. Iată că și extrema dreaptă e foarte sus, democrația nu mai e înțeleasă de oameni. Cumva mi-ar plăcea și ca politicieni să mai explicăm oamenilor care e faza, domnule, cu democrația, cum se votează, de ce. La noi rețeta succesului în campanie a fost asta, jumătate din toți banii investiți au fost în educarea votantului tânăr. Ceva ce ar fi trebuit statul să facă. Cum se votează, de ce se votează, de ce avem acele semnături, cum le semnăm. Deci cumva eu cred că dacă mobilizăm mai bine societatea și le explicăm, s-ar putea să avem o înțelegere mai bună între români, care înțelege cum funcționează democrația. Schengen este în continuare o mare frustrare, o mare supărare în România, știți foarte bine. Credeți că poate fi rezolvată? Da, Schengen terestru, cel care rămâne, va fi rezolvat. Sunt convins de asta. Eu cred că va trebui să așteptăm alegerile parlamentare din Austria, care sunt toamna asta. După cum am văzut rezultatele de la europarlamentare, veștile nu sunt grozave din Austria, dar nu prea avem altceva ce face. Acum, în același timp, ați văzut că și în cazul Olandei rezultatele au fost destul de proaste la alegeri, dar totuși Olanda nu s-a opus. S-ar putea să facem de pe acum un deal, un acord cu guvernul lui Nehammer. Hai, ne-a ținut destul, suntem cu un picior în autobuz, suntem în Schengen maritim și aerian și atunci mai trebuie cel terestru. Și sincer să zicem, e favorabil Austriei, despre ce vorbim, că atâtea companii câte au ei în România, ar trebui și companiile alea să facă un pic de lobby, ce Dumnezeu. Există anumite lucruri pe care vi le-ați pus așa pe listă, pe to-do list, pe lista de lucruri de rezolvat pentru acest mandat? Da, deci mi-ar plăcea să văd sănătatea mentală decontată în România cu 30 de ședințe sau ceva de genul ăsta. În alte țări este decontată? Este decontată în aproape toate, mai puțin în România, Bulgaria. Și atunci e nevoie de o decizie la nivel european? Deci ce putem face noi, după cum știți, pe partea de sănătate e mai mult suplimentar și nu neapărat obligatoriu. Dar, pentru că avem sănătatea este atributul statului. Dar avem instrumente. De exemplu, acum lucrăm la un fond în noul cadru financiar, un fond pentru sănătate mentală, ca să și ajutăm, nu numai să obligăm. Dar eu cred că țara noastră ar fi mai sănătoasă per total dacă am avea aceste ședințe de terapie decontate, pentru că avem o criză și la tineri și la oameni mai în vârstă. Vă dau doar o statistică.
Noi suntem pe locul 54 din lume la sinucideri și pe 150 la depresii. Poate să-mi zică mie cineva că nu este sub diagnosticat numărul de depresii și de boli mentale din România? Că n-ai cum altfel, dacă, adică suicidul vine clar ca o consecință a unei probleme mai grave și unei stări foarte supărătoare. Și atunci mi-aș dori ca poporul nostru să fie mai sănătos pe partea asta, măcar cu mintea, dacă nu și cu restul. Dată fiind modificarea de structură a Parlamentului European... Mai aveam o temă, dar vă zic. În doar câteva secunde. Da. Dată fiind această modificare de structură a Parlamentului European, se schimbă și prioritățile acestei instituții? Nu cred foarte mult, pentru că, da, avem un Parlament, să zicem, cel mai de dreapta din veci, cel mai de extremă dreapta, dar în același timp, iată că a funcționat acest așa numit cordon sanitar pentru cei care ne privesc. Practic am izolat extrema dreaptă din orice funcție de decizie, din orice rol și atunci, având și o comisie care e sprijinită de cel puțin patru mari grupuri politice, respectiv PP, socialiști, grupul Renew și cu Verzii, cred că, practic, platforma și programul politic va fi similar, numai adaptat vremurilor noastre, în care economia merge prost, inflația e mare și avem și război la poarta Europei. Deci cumva văd o continuitate plus încă câteva teme. Ați zis că mai aveți un punct pe lista dumneavoastră. Da, și asta poate să-i surprindă pe cei care privesc, dar eu am făcut campanie și asumată în privința drepturilor comunităților sexuale din țara noastră. Știu că poate nu e o temă pentru toată lumea, dar e importantă pentru unii oameni care vor și ei să poată trăi normal. Și asta nu înseamnă... Discuția nu e despre sex, e despre niște drepturi de bază. De exemplu, dreptul de a avea la o locuință socială, nu te califici dacă n-ai măcar parteneriat civil. Dreptul la o moștenie, la a lua o asigurare de viață împreună, la a vizita partenerul în spital. Deci mie mi se pare că nu mai putem continua cu discriminarea asta și până la urmă, cui nu-i place, este ok, nu trebuie să-i placă nici cui. Dar în același timp eu știu că legea zice că toată lumea e egală în țara asta și drepturile trebuie protejate și pentru femei și pentru minorități și minorități sexuale și altele. Discuția la nivel european e de mult. Sunt state care au făcut pași serios și în această direcție. România nu este printre aceste state. E o discuție lungă, probabil. Nu-mi dau seama dacă veți reuși în acest mandat să încheiați acest subiect în finalul emisiunii. Hai să proiectăm un gând pentru următorii 5 ani. Unde vom fi noi ca țară, noi ca influență, noi ca putere de decizie aici la nivel european? Depinde cum tratăm următorii 5 ani. Dacă îi tratăm, dacă îi beștelim, dacă nu îi tratăm serios, nu vom fi bine. Chiar nu vom fi bine. Avem multe provocări acolo la marginea Europei, dar hai să o luăm ca oportunitate. Totuși, istoric, stăm bine, avem atâta sprijin european, suntem protejați, suntem în Europa, suntem și alături de NATO. Avem multe cărți de jucat, numai să nu le irosim, știți, nici bani europeni, să nu irosim nici oportunitățile pe care le avem, când a doua oară Dumnezeu nu le mai dă. Și atunci, cumva, eu mi-aș dori o Românie mai încrezătoare în sine, în propriile forțe. Și campania noastră a fost despre asta, știți, de redarea speranței și iată că se poate, în ciuda tuturor vicisitudinilor și problemelor. Și cumva așa mi-aș dori să văd o Românie mai încrezătoare, mai câștigătoare, cum a fost echipa României în meciul cu Ucraina. Mulțumesc foarte mult, Nicu Ștefănuță, pentru prezența la Biyun. Ne mai întâlnim cu siguranță și în acest mandat de europarlamentar. Eu vă mulțumesc pentru tot ce faceți și că aduceți atmosfera asta a românilor în casă. Vicepreședinte al Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, începând din această săptămână. Vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN, nu uitați că ne revedem și sâmbăta viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!